Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un episod foarte special din mica noastră serie de Minecraft Command Blocks sau Custom Command Blocks. Bine, astăzi vin cu un lucru foarte interesant alături de SoulVex. Mai bine spus, el a lucrat la un proiect care este absolut genial. Sunt aproximativ undeva pe la 160 de command blocuri, 148, nu știu exact numărul, dar foarte multe command blocuri care ne promit nouă că vor adăuga noi rețete de crafting pentru unelte și porțiuni din armură. O să vedeți de ce spun porțiuni din armură în minute ce vor urma, care au lucruri foarte fenomenale, de la zburatul moșilor în sus până la distrugerea blocurilor, chiar și mersul pe apă și pe lavă. Rămâneți aproape pentru că o să vă placă super mult ceea ce veți vedea și bineînțeles, dacă apreciați munca noastră, apăsați butonul de like, strângeți noi cât mai multe, pentru că o să prezint doar jumătate din acest proiect, pentru că durează foarte mult. Dacă vi-l prezint pe tot, durează undeva la 30-40 de minute și o să-l împărțim în părți. De aceea o să vă las și vouă un link de download către mapa asta sau către schematicul, dacă știți să lucrați în MC Edit, în descriere, însă la episodul următor, pentru că dacă vă las link de pe acum, voi o să vedeți ce urmează și nu vreau să dați spoiler în comentarii sau ceva, da? Deci apăsați butonul de like, pentru că la 3000 de like-uri o să apară partea a doua. Vedeți aici că sunt 3 zone, zona, de fapt 4 mai bine zis, zona mov, zona albastră, zona roșie și aici avem o mică zonă portocalie. Bineînțeles, în conferința lui mine este și creatorul acestui proiect, SoulVex, unul dintre cei mai importanti manageri ai serverului nostru. În cazul în care eu o să mă încurc și nu o să mai știu eu ce și cum, el o să fie aici, o să-mi sară în ajutor, bun. Pentru început trebuie să apăsăm pe acest buton, scrie în engleză pentru că mapa va fi adăugată pe Minecraft Planet, unde vor descărca și străini și na, să înțeleagă și ei ce se întâmplă pe aici. Din așa, ok, apăsăm pe acest buton. Eu o să mi-am pus F3S ca să fiu sigur că se aud sunetele. Ia să văd. Da, deci în continuare am o problemă cu Minecraft-ul. Și nu se aud sunetele, dar nu e problemă. Bun, dacă apăsăm pe acel buton, ați văzut că a dispărut, aruncăm și noi ăsta și apoi trebuie să activăm toate luminițele astea ca să se activeze, bănuiesc, command blocurile, mă pricepe foarte bine, dar așa este regula, da? Ok, le-am activat pe toate și apoi, o să vedeți că o să înceapă parte foarte tare. Vedeți noi, vedeți voi, aici avem niște dispensere. În fiecare dispenser se află câte o rețetă de crafting pe care noi va trebui să le folosim pentru realizarea multor facilități noi în Minecraft 1.9. Dar pentru început trebuie să ne facem un altar de creație, de creare, nu știu cum să-l numesc eu mai bine zis. Dar ca să faceți asta, apăsați control, Ctrl și rotița din mijloc și o să vă copieze exact dispenserul. Nu îl punem și noi undeva aici. Trebuie să puneți cu fața în sus, exact cum am făcut eu, și o să vedeți că apar iteme în el. Apoi luați un diamond. Bineînțeles, asta este și pe multiplayer, pentru că este destinat jucătorilor de survival, pentru că ca să faceți asta, n-aveți nevoie de game mode neapărat, pentru că se poate face și pe survival. Dacă, de exemplu, când te apuci de lumea ta și spawnezi undeva chestia asta cu schematic și apoi o acoperuiți de ea. Și bineînțeles, când vrei să craftezi, trebuie să ai altarul ăsta, ok? Bine. Apoi trebuie să dropăm un diamond pe el. Vedeți că s-a spawnat o animație așa foarte tare cu un enchantment table și particule foarte fain, zic eu. Ok? Și ăsta va fi altarul nostru de creație, va fi un crafting table mai avansat, da? Ok. Și hai să începem cu prima rețetă. Vedem că avem, v-am zis că sunt mai multe zone. Noi o să ne oprim undeva în zona asta. Uneltele sunt foarte interesante și vreau să vă zic și mai bun pentru final. Deci apăsați butonul de like dacă vreți să vedeți partea următoare. Hai să încep eu, nu știu cu ce să încep eu, cu Emerald Globe. Bun. Noi o să copiez aici rețeta, vedeți exact, ca să nu uit eu, o să mi-o fac aici. Bun. Și apoi o să ne dea un Emerald Globe care... O să vedeți că dacă îl punem în butonul ăsta, nu știu cum se numește, când apăsăm F pe el, îl punem partea din stânga, o să vedeți ce se întâmplă, ne dă niște bonusuri și dăm attack damage. Bine, ce o să încep acum o să fie niște lucruri foarte simple. Vreau să încep cu ce este mai simplu și să ajungem la lucruri foarte avansate. Vedeți că ne-a făcut un Emerald Globe. Iar ăsta are 3 attack damage, vedeți că scrie și aici, iar dacă îl punem, hai să-mi dau eu pe Game Mode 0. Vedeți, dacă îl punem pe, apăsăm F, ne pune și armura aici, ne pune două, de astea, două levele, să spun așa, de armură. Hai să fac și o zi că se întunecă și nu-mi place.
Bun, deci lucrul ăsta este simplu, este banal, dar v-am spus, începem cu ce este mai așa, ușor și o să ajungem la lucruri foarte uitoare. Vă dați seama că o să putem merge pe apă, pe lavă, o să aruncăm monștri din sus, o să tăiem copaci în fel și chip, Doamne. Ok, dăm deoparte, astea, de exemplu, o să le punem în game mode 1 ca să scăpăm, stai, game mode 1, scăpăm de ăstea, bun. Și am rămas doar cu Emerald Globe. Ok. Apoi o să mergem, nu știu, hai să ne facem un telescop. Vreți să ne facem un telescop? Păi, nimic mai simplu. Ne copiem și noi rețeta aici, care va trebui ulterior să facem un acel dispenser. Bun. Avem nevoie de un blaze powder și hai să vedem. Apoi o să ne dea, o să avem nevoie de un hopper și chestiile astea și o să ajungem la stick-ul final. Bun. Punem aici toate obiectele necesare în altarul nostru, Magic Altar. Ce frumos sună, noi așa, băieți. Bun. Mie mi se pare foarte genial și cred că este unic acest lucru. Ok, apoi o să mergem aici să luăm restul de obiecte. Bun, luăm bățul și hopperul. Bun. Și aici să vedem, o să fie un fel de Optifine, dar mult mai interesant. Ok, cred că era așa. Așa era, nu? Sau invers, da, invers era bun. Avem un telescop și dacă dăm, îl ținem în mână, vedem că ne dă zoom, vedeți? Și dacă scoatem de pe holdbar, o să revenim la normal. Hai să ne uităm noi după, nu știu, uite, vedeți copăcelul ăla. Opa, hai că e super junecher. Asta este unul dintre lucrurile simple. A, da, și pe parcurs o să ne spawneze niște iteme, așa, de bonus. Un obsidian, un diamond. Oh my god, stați că mă sună cineva pe Skype, am putea să mă dau pe Busy, mă sună Gizek, o să vedeți negru, știu, aveți răbdare să mă pun pe Busy, ca să nu ne deranjeze oamenii. Ok, bun, în curând o să vedeți Minecraft-ul cum trebuie. Hi OBS, ok, bun. V-am spus că pe parcurs aici o să mai genereze niște iteme mai simple, dar și eu, pe exemplu, poate să-mi dea și bloc de diamond, de gold și așa mai departe, pentru un bonus, așa. Ok, v-am arătat și treaba cu telescop. Acum o sună pe telefon, Doamne, Gizek nu e sănătos. O să-l închid că n-am timp acum. Bun, sper să nu se supere. Ok, hai să scăpăm de itemele astea. Bun, și hai să mergem la nu știu, Pixel Dust. O să fie un item ce ne va ajuta pentru viitoarele creații, pentru că, de exemplu, aici o să ne creeze niște armuri de miner și mai multe lucruri, o să vedeți imediat. Hai să începem cu Fresh Salad. Ok, ce ai să spun așa, ce proprietate aduce salata asta? Păi ne generează, de exemplu, dacă avem coponelele pe low, să zic așa, avem doar un coponel, o să-mi dau eu acum întâi să o craftez și o să-mi dau hunger ca să vedeți cum funcționează. Ea ne regenerează din prima toate coponelele, adică o să fie ceva foarte bonusat așa, adică dintr-o singură salată noi o să ne umplem tot hunger barul, da? Hai dăm pe game mode 0, game mode 0, așa, bun. Și FFact, the link, hunger parcă era, nu? Da, ok, acum aștept să-mi scadă un puțin hunger-ul, mai alerg și eu așa. Ok, am 24 secunde, timp în care sper să mi scadă. Ha, mă, scadă în copănele. Așa, uite, mi-a scăzut unul, dar vreau să scadă minim două. O să încerc să mai bag și o sprint pacilișa. Să... ok, două, bun. Și acum, dacă dăm drop aici, vedem, bam, particule frumoase. Și ne dă și efectul ăsta de amețeală, așa, pentru că e super pe. Vă dați seama că ne crește imediat viața și, mă rog, și energia și viața dacă avem, suntem pe low. Bun, acum hai să trecem la Pixel Dust. V-am spus de la început că Pixel Dust-ul ăsta acum momentan voi nu o să-i găsiți o întrebuințare, pentru că o să ne folosească pe viitor. O să vedeți imediat, cred că într-un minut o să vedeți despre ce vorbesc. Dar trebuie să-l avem și noi aici, creat. Ok, așa, ne punem rețeta aici ca să nu uităm noi. Bun. Ok, și după o să ne dea acest Pixel Dust, dar hai să facem aici. Ok, bun. Le spuneam eu la zahărul ăsta, le spuneam așa norișori, ca să rețin eu mai ușor rețeta de crafting. Ok, și v-am spus, băieți, partea a doua din această din acest proiect o să apară. M-am să mă dau pe mod avion, că mă sună în continuu, săracu. Bun, o să apar momentul în care o să strângem la acest clip peste 3000 de like-uri, ok. Avem aici 5 pixel dust, eu o să-mi dau pe rotiță ca să am mai multe, pentru că nu o să stau să-mi craftez de fiecare dată, pentru că o să am nevoie de mai mult pixel dust pe viitor. Ok, și acum hai să trecem la
zona albastră. Vedeți că acum am trecut de zona mov, trecem, ups, am căzut aici. Trecem la armura încântată de miner. Ok, avem o cască aici. Dacă facem așa și apoi din ce rezultă ne dăm casca, o să vedeți. Ok, hai să copiem rețeta întâi. O să, mamă, deci casca este super OP. Soul, ești aici? Ia, puneți-ți un pic microfonul. El v-am zis că stă pe mute momentan. Da, da, salut, salut. Așa, ia spune, ce proprietăți aducea casca? Că între timp eu am uitat. Păi, casca fiind de miner, m-am gândit să-i pun un efect de night vision, să vezi mai bine noaptea. Exact, și să ai haste. Da, să ai haste, adică să minezi foarte rapid. Bun, vedem că avem un light bulb. Ok, gata, acum mi-am adus aminte, bun. Și cu... stai, nu, aici era. Stai, zona, așa, bun. Și cu light bulbul ăsta, vedeți că l-avem aici, o să ne facem o cască foarte OP, v-am zis și mai devreme. Dar să vedeți că ne ajungem la botoșei, sau uite asta punem aici, sau la chestplate, vai mamă, bun. Nu trebuia să iau de aici, stați așa că am făcut o greșeală micuță, bun. Așa, gata. Am reparat și hai să ne facem casca de miner, care ne dă, bineînțeles, v-am zis, night vision. Cred că am putea să mă dau pe D&D și o să-mi spameze iar acolo Skype-ul. Așa. Bun. Bada bun, bada bim, ne-a creat un miner helmet, care, bineînțeles, acest helmet, pentru a face lucrurile de care v-am vorbit mai devreme, are nevoie de pixel dust și mi s-a recodat la 3 minute, se duce cât un pixel dust. Nu mai e moment să... îmi dau eu iarăși pe D&D, pentru că sunt și pe telefon logat cu contul și toată mă scoate, gen. Bun. Așa. Se duce cât un pixel dust pe minut. Vedeți că sunt infinite haste-ul și night vision. Adică când minezi o să fie foarte folositor acest night vision, vă dați seama. Ok, hai să scoate, le punem deoparte. Și hai să elimin eu chestiile astea pe care nu le voi mai folosi. Bun. Așa, frumos. Și o să ne formăm noi aici armura. Am început cu casca și finalizăm, bineînțeles, cu botoșei, dar acum avem nevoie de chestplate. Bun. Hai să ne copiem rețeta noastră aici. Deci fiți foarte atenți pentru că acum începe lucrul palpitant. De aici începe toată minunea, ca să zic așa. Eu ador partea asta când vine vorba de chestplate și... oh, Doamne, nu mai am răbdare. Bun. Hai să punem aici. Bing, dar să vedeți uneltele cum sunt, da, bine, v-am zis că o să apară în episodul următor, dacă se strâng peste 3000 de like-uri la acesta. Bun, avem un chestplate, bun, și chestplate-ul ăsta, ia spune-ne tu ce proprietăți aveam la chestplate, Soul, și acesta cum spune. L-am făcut pe acest chestplate să ne dea un boost de protecție, astfel încât dacă sunteți înconjurat de schelet, efectiv ei nu vă pot răni, gen toate... Da, se fac în artificii. Hai să spawnăm noi niște schelet, știu time set night. Bun, hai să spawnăm noi niște schelet, ne scoatem de pe creative imediat. Bun, vedeți voi, când trag cu săgeții noi, efectiv scot particule și nu ne pot răni. Cât de frumos e să fii în mină și să fii într-un dungeon sau ceva, un mob spawner, și ei, efectiv, acum sunt niște mob pozitivi, trag cu artificii noi și se atacă între ei, dacă vedeți, ia uitați, este super, super awesome, spun eu. Bun, hai să facem zi, un time set day, bun, game mode 0 și acesta la fel v-am zis, uite, a consumat deja un pixel dust. Hai să punem armura, stai așa, game mode 1. Nu uita că poate să cloneze abilitatea, a uitat în sus și sărit. Poate să cloneze pământul de sub tine. Oh, da, am uitat să vă spun asta, deci stați așa. Ne punem ăsta pe noi și dacă ne uităm în sus și... cum era? Ne uitam în sus și... Săream, da. Ok, stați așa un moment să mă pun într-o zonă mai ok. Avem ăsta pe noi. Să fim pe game 0. Și dacă sărim, vedeți că ne-a clonat porțiunea de sub noi. Dacă mai sărim o dată, vedeți că ne-am urcat și mai sus. De fapt, nu, stai că m-am uitat foarte bine în sus. Gata, am mai copiat o porțiune. Dar trebuie să vă uitați fix în sus și să aveți mare grijă, uitați cât de sus suntem. Și hai să vedeți dacă suntem pe un copăcel. Ups, aproape muream. Stai să ne urcăm noi pe un copac. Bun. Și să sărim. Opa! Stai, cred că... suntem perfect în sus, gata. Vedeți, a copiat copacul. Vă dați seama cum e să fii într-un dungeon ceva și mine, de fapt, și să găsești
niște diamante să le clonezi. Doamne, cât de OP poate să fie asta. Minunat, zic eu. Bun, hai să continuăm. Trebuie să ieși de pe Facebook. Doamne, am uitat tot. Gata. Am ieșit de pe Facebook să ne mai bârâi acolo, așa. Ok, hai să punem ăsta aici. Și să punem lucrurile nefolositoare în creative ca să scăpăm de ele. Ok. Și să continuăm cu pantalonii. Deci pantalonii, nici n-aveți idee cum ridică moștii așa în sus. Oh my god. Bun, pantaloni. Bun, avem nevoie de lucruri foarte OP pentru că totuși ridică moștii, ridică în sus. Avem nevoie de două chestii de astea de care le găsiți în end, dacă nu mă înșel. Și aici mă refer la aripi. Bun. Hai să luăm astea. Bun, așa. Și pantalonașii. Bun, mergem în altarul nostru de creație. Eu mi-aș face un laborator așa unde aș pune altarul ăsta, dacă aș juca pe mapă de survival. Uite, vedeți că am mai spawnat aici un item. Bun. Da, era așa. Parcă. Ok, și avem și pantalonașii. Și da, să vedeți ce se întâmplă când le avem pe toate pe noi. Doamne, să avem niște bonusuri. Bun, dacă nu mă înșel, ia spune tu cu pantalonașii. Când sunt moștii pe lângă noi, o să spawnez eu acum imediat. Skeleton. Așa facem noapte. Time set night. Bun. Spawnez niște dăștia. Așa, mă dau pe game mode 0 și sper să-mi aduc aminte perfect. De fapt, mă dau repede pe game mode 1 ca să iau ceva, să mănânc. Cum dau regen cu o comandă? Soul. Cam gen 3 vieți și să-mi dau regen să fiu proaspăt. Ok, cred că e afecat din păcate, nicio problemă. O să las să se omoare ăștia între ei pentru că vreau să spawnez niște monștri mai easy. O să spawnez niște porci pentru că merge și cu porcii, același lucru. Da, vreau să moară băieții ăștia. Ok, mi-am pus pantalonașii și pe mine, da. Hai să spawnez niște pig ca să nu primesc damage pentru că mai din aveam viața acolo așa. Ok. Și dacă ținem click pe și vedeți că ei se ridică în sus. Și asta e făcută ca atunci când hai să pun niște zombies. Așa, vedeți, se ridică în sus. Și nu ne mai atacă, mă refer la mobii negativi. Baba. Ia uitați. Dar hai să fim pe survival totuși. Dar stai să mai spawnez niște de ăștia. Fiu pe survival, game mode 0. No, o să mor. Ridică-i, n-am avut timp că trebuia să mă uit în sus. Și m-a spawnat în apă. Hai să-mi dau eu game mode 1. Eram foarte low, ați văzut. Bun. Nu e nicio problemă, ați înțeles conceptul, cred. Hai să-mi iau și itemele de chili și am. Am revenit. Nu e nicio problemă. Le-ai zis de uitat un jos și cu sneak? Nu le-am zis, acum mă plămâneam, dar stai să-mi pun itemele astea, să-mi le ordonez eu cum erau. Imediat băieții și fete, că acum iar o să vină o fază, dar știi că se uită și fete la tine, băi, de linda, măi, știu. Bun, așa, cum e perfect. Bun, îmi pun iar pantalonii pe mine și dacă ne uităm în jos, ați văzut ce s-a întâmplat? Dacă ținem shift și ne uităm în jos, vedeți că, practic, sap așa, nu știu exact să vă explic eu mai bine, poate ne detaliez mai multe soul. Dacă ții shift și ai pantalona și ai văzut că faci așa o mică gaură în pământ, ok, hai să mergem în alt loc. Bum. Ați înțeles cum funcționează toată treaba asta, hai să zicem mai departe. Bun, hai să-mi scot eu pantalona și să iam aici. Ok, și acum trecem la ciuboțele. Filmăm de 18 minute, exact cum plănuiam că o să dureze cam mult. Și ăsta este ultimul item pe care vi-l prezint, pentru că este un item foarte OP. Și după o să urmeze partea a doua, unde v-am spus că la 3000 de like-uri o să postez această parte a doua cu unelte OP care fac fel și fel de minuni. Și acolo o să aveți și link de download de la această creație. Dar hai până atunci să ne bucurăm de ciuboțelele astea super geniale. Bun, și să vă spun când o să avem pe toate, pe noi, gen efectele în sine, cum o să fie. Deci cred că v-ați dat seama că cu ciuboțelele astea putem merge pe lavă sau undeva. Este să-mi pun eu aici, uite, în zona asta o să fac un izvor de lavă. Așa, ca să vă dovedesc eu apoi cum putem să mergem. Săracii porci o să moară, asta e. Hai să pun aici așa, bun, hai să pun... pe fiecare strat lavă. Bun, perfect.
Nu, sper că vă place asta și dacă vă place, apăsați și voi butonul de like pentru că așa ceva este unic, cred că în lume, pot spune. Bun, așa, și acum hai să craftăm. Dai să pun eu astea care ne trebuiesc, ok. Așa, punem aici ciuboțelele. Astea au diferite proprietăți, o să vedeți voi în minutele ce vor urma. Bun. Apă, ciuboțele și gata, avem ciuboțelele noastre, bun. Le punem aici și în afară de mersul pe apă și pe lavă, ce mai aveau? Ok, vedeți că pun... Când sari și te uiți în sus, fulgere toți mobii de lângă tine, toate entitățile. Ah, da, o să le arăt eu imediat după ce le arăt asta cu mersul pe apă. Vedeți, vă dați seama cât de folositor o să fie asta când mergeți pe ocean. Aveți și sticlă colorată, vai mama. Bun, vedeți că pune și, dacă sari așa, pune și sub tine. Bun, acum hai să mergem pe lavă. Vedem cum este, pune sticlă, ups, pune sticlă portocalie, să aveți grijă să nu săriți înaintea, vedeți că el pune totuși un bloc, dar aveți grijă să nu vă grăbiți. Asta este foarte folositoare când ești într-un dungeon și tot la fel vrei să minezi, dar nu poți de lava care este acolo și bun, cred că ați priceput cum funcționează și acest power-up. Acum, hai să facem noi niște monștri, zombie, o să facem și noapte. Time set night. Noi GHT. Bun. Hai să spawnăm niște zombie. Ne dăm pe game 0 totuși, să fie treaba. Și sărim și ne uităm în sus acum era. Da. Ia uitați. Woohoo! Mamă, ce le-a făcut. Ha, muriți în flăcări, băi, șmecherilor. Opa, ați făcut de-astea zombie pigmen. Ok, ne dăm pe game 1. Și apoi ați văzut aici că mai avem o rețetă. Imediat o să mă folosesc de ea. Bun. Diamond. Dar nu mai știu exact ce făcea. Mi se pare că schimba vremea, dacă nu mă înșel eu. Da, îți dădea capacitatea să controlezi vremea. De exemplu, poate vrei să fie vreme ploioasă, pentru că pe vreme ploioasă se prind și mai mulți pești, cresc și plantele, exact, mai repede. Exact, da. Ok, hai să pun aici. Și pentru asta avem nevoie de, o să vedeți imediat în următoarea resetă. Bun, hai să pun aici. Bun. Ăsta o să ne dea un clear gem. Și ăsta o să fie cel cu ploaie. Și ca să oprim ploaia, avem nevoie de această resetă. Imediat o să vă arăt ce face. Bun. Bum, bum, pau. Ok, stai așa. Bun, trebuia să-mi curăț ăsta că nu mai am loc, vedeți voi? Ok, și hai să-mi curăț chestiile useless. Am ghid să nu iau ceva care este într-adevăr folositor. Stai, așa, punem aici pe toache, mă. Ciuboțelele ogarului le pun aici. Așa, și hai să le pun aici pe ăstea în creative ca să scap, să am și mai mult loc în inventar. Și să vedeți cât de șmecherie este partea asta, o, Doamne. Bun. Ups, nu trebuie să fac asta, ci asta. Ok, și hai să craftăm următoarea rețetă, ca să vedeți și voi în ce constă toată minunăția asta. Eram cam departe de microfon, cred, sper să nu fi văzut o problemă. Bun. Pun glass-ul. Așa. Ok. Avem aici un storm orb, pe care l-arunc primul sol, pe oricum, adică cum recomand tu, nu contează, dar arunc diamond-ul prima dată? Sau orbul. Nu, pe mai întâi storm orbul. Da, ca să... Exact. Bun. Da. Îi dăm Q și o să vedeți că se întunecă ușor. Stai, văd că n-a funcționat, nu știu ce. Stai, mai arunc o dată. Ce trebuie să aibă? Spune-mi, poate am uitat de ceva. Botoșei, trebuie să ai... Trebuie să aveți botoșei pe voi, auziți? Ok, și vedeți că acum chiar se întunecă și vine ploaia, dar suntem în deșert și aici nu plouă pe jumătatea asta, dar uite, vedeți aici chiar plouă. Dar aici, uite, plouă și aici, și tună. Și ca să opriți asta aveți nevoie de dropul la diamondul clear.
Și gata, totul a venit la normal. Bun, băieți, mai avem o parte care o să vă prezint în episodul viitor, pentru că uite, filmăm deja de 25 de minute. Vai, mamă. Și dacă vrei să continuăm cu următoarele unelte, cu pickaxe-ul, cu lopata, cu sabia și cu X-ul OP, care fac mult mai mult decât ați văzut aici. Am văzut butonul de like, sunt noi 3000 de like-uri, peste 3000 de like-uri pentru episodul viitor. Îi mulțumesc foarte mult managerului Soul pentru că a fost alături de noi și pentru că a creat toată minunăția asta și bine. Bineînțeles, în episodul viitor o să aveți și link de download la această creație, atât schematic, cât și world download pe Planet Minecraft. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare, eu am fost The Link și am uitat să vă arăt faptul că dacă le punem pe toate pe noi avem un bonus, imediat o să vă arăt. Vedeți că avem aici o rezistență, viteză și bineînțeles toate sunt activate și vă arată monștri, vă arată... De exemplu, dacă ești în mină, poți să vezi glowing, așa se conturează, vedeți unde e porcul și tot felul de entități. Dăm așa și zoom, este super OP episodul ăsta. Sper că v-a plăcut, este un episod foarte special și hai să vedem câte multe like-uri putem strânge. Eu sper că strângem peste 3000 de like-uri. Ciao, să o spune și tu, la revedere. Ok, băieți, am uitat să vă arăt un bonus foarte genial. Dacă aruncați cele două chestii de la ciuboțele în același timp, o să aveți o surpriză. A explodat totul. Asta este genial. Bye bye.